pace tuturor. Vreau să vă arăt un verset din Biblie, de ce noi nu avem dreptul să ne închinăm la îngeri, la îngeri de lumină sau chiar la demoni. Dacă multe persoane se mai închină și la îngerii întunericului, să spunem așa. Și deschidem Biblia în Apocalipsa 22 cu versetul 8. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le-a arătat ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferăște-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, proroci și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu. Deci, în concluzie, dacă nu avem dreptul să ne închinăm la îngeri sau la creaturile cerului, cu atât mai puțin să ne închinăm la sfinți sau la niște oase, să le pupăm și alte lucruri. Fiți înțelepți, citiți Biblia și ne vedem în următorul videoclip. Dumnezeu să vă binecuvânteze!